Bună dimineața, bine ați venit în Culinaria! Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust! În dimineața asta avem o idee de mic dejun de weekend în familie. Respectiv waffles. Waffles? Mai cunoscute în România sub denumirea de gofre. Gofre. Există gofra fria. Gofrels. Am impresia că e totuși o mică diferență între gofra belgiană și waffle-ul waffle. Se cred că sunt mai subțire așa un pic, nu? În România se mai zice și vafă, ceea ce pentru mine e foarte complicat, că eu am mâncat vafă numai aia de înghețată pe care o mâncam în anii 80-90, nu pot să mă scos de acolo. Deci waffle sau gofră, ce are particular rețeta din această dimineață este crema de brânză pufoasă de la Delaco. Și nu în sensul că o ungem pe gofră. Nu? Nu. Are în compoziție. Deci ar fost tare. Se ia o gofră, de asta se unge și se mănâncă. Pufoasă. Da. Da. Gata rețeta. Da. Deci practic, aluatul e cu... Da, că e un aluat cumva similar cu ăla de la clătite. Da. Da. Pe care ulterior îl pui într-o mașinărie specială, un waffle machine, da? E ca un toaster, dar care are pătrățelele alea, caroiajul ăla, da. Deci trebuie să-ți cumperi și... Trebuie să-ți iei o mașinărie, dar, însă, dacă nu vrei să devii obez, poți să faci și la tigaie. Că dacă ai mașina, îți vine să faci continuu. Așa, dacă faci la tigaie, faci tu din când în când, cum faci și clătitele. Că practic gustul e același, doar că nu mai are acel aspect și ajunge să semene cu un pancake american. Adică cu acea clătită mai groasă. Știi cum se numesc pancake? Pancake e clătită americană, aia mai groasă. Dar da. Știi cum se numesc în spaniolă? Nu. Pancake. Nu cred. Pancake. Pancake. Și de ce nu le-am zis și noi într-un fel? Pancake. Panclătite. Da, așa e. Da, în fine. Bun, deci ce vă trebuie pentru lucrarea asta? Sunt 350 de grame de făină, un plic de praf de copt, 4 ouă, 150 de grame de cremă de brânză pufoasă de Delaco, 4 lingurițe de semințe de chia. Asta e tot așa un mic artificiu în rețetă. O linguriță de sare și 50 de mililitri de ulei. Atenție cu uleiul, da? Că vedem că nu se mai găsește. Ce se întâmplă. Așa. Amesteci făina, praful de copt, uleiul, ouăle și semințele de chia, adaugi sare, pe urmă crema de brânză pufoasă și amesteci până când obții un aluat omogen și fin. Crema asta de brânză pufoasă are darul de a face aluatul ăsta să fie mai cremos, da. Și mai aerat un pic decât ăla clasic, știi? Asta îi dă șmecheria. Și coci pe urmă gofrele, waffles-urile, fie în aparatul ăla dacă l-ai, fie în tigaie, cum spuserăm, după care limita e cerul. E dimineață, îți imaginezi, închizi ochii, e sâmbătă dimineața și ai un vraf de waffles calde. Și te apuci și faci cu ele ce vrei tu. Poți să le mănânci și sărate, respectiv să le faci cu șuncă, cu cașcaval, cu ouă, ce-ți trece ție prin cap. Fie dulci, nu? O cremă de ciocolată cu o dulceață, cu miere și nucă. Adică e practic un substitut pentru pâine. Dar numai că e dulce și, și mai mult mai caloric. Calorică, da. Dar o viață avem, uite ce se întâmplă. Poftă bună! Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco, mare brânză, mare gust.